În mod paradoxal, un important liberal ieșean crede că situația conflictuală din PSD ar putea avea și anumite avantaje pentru Iași. Deputatul Marius Bodeal îndeamnă pe primarul Mihai Chirica să-i acorde susținere premierului Sorin Grindeanu dacă acesta își va păstra funcția pentru că se pare că deja a fost exclus din partid în schimbul alocării de fonduri pentru ca Iașul să aibă în sfârșit parte de șosea de centură și de autostradă. Bodea arată că până acum chiar premierul Grindeanu a fost cel care a direcționat sume consistente către județul de origine al președintelui PSD Liviu Dragnea în timp ce Iașul a fost văduvit până și de bani pentru investiții minore. Totodată liberalul a afirmat că el însuși îl va susține pe Sorin Grindeanu în cazul unei moțiuni de cenzură dacă premierul se va arăta mai binevoitor față de Iași. Cred că trebuie să profităm de orice situație pentru a recupera acest handicap care ne separă din ce în ce mai abrupt de restul țării. De aceea le cer domnului Chirica și parlamentarilor PSD responsabili să profite de fereastra de oportunitate și să-i ofere sprijin prim-ministrului Grindeanu în schimbul alocării de fonduri pentru autostrada Iași-Târgu Mureș. Deja prea multă regiunea noastră a durat umilința celor de la București prin alocări derizorii de fonduri. Îi reamintesc domnului Chirica că același prim-ministru Grindeanu a alocat pentru investiții în regiunea de nord-est mai puțin bani decât a alocat în județul baronului Dragnea. Îi reamintesc domnului Chirica că același prim-ministru Grindeanu a alocat în județul său natal Timiș peste 800 de milioane de lei în investiții în infrastructură de drumuri, pe când Iașul a primit 0 lei pentru șoseaua de centură orașului. Trebuie să fim pragmatici, să acționăm pragmatic. Eu voi vota împotriva unei moțiuni dacă prim-ministrul Glindeanu își reevaluează atitudinea față de Iași și regiunea noastră. Se arată într-un comunicat al deputatului Marius Bodea, președintele Organizației Municipale PNL Iași.